Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri, 1 martie. În primul rând, vreau să urez o primăvară frumoasă tuturor, să aveți parte de tot binele din lume și vreau să transmit faptul că luna martie este sub semnul justiției, dar și sub semnul marii preotese. În luna martie, din punctul meu de vedere, se pot lua hotărâri foarte importante privind banii Privind confortul nostru, și bineînțeles că poate să fie și o lună în care se face dreptate din acest punct de vedere. Da? Adică, cei care au fost corecți, cei care au fost la locul lor, cei care au fost sinceri, cu siguranță vor primi roadele muncilor, dar, pe de altă parte, poate să fie și o lună în care, știu eu, primim tot felul de plăți. Da? În egală măsură, luna martie, zic eu că. Vine așa, cu un fel de trezire pentru toată lumea. Mie mi se pare că până acum a fost cam liniște, doar că în martie lucrurile încep ușor, ușor să se agite ușor, ușor începem să avem chef de viață. Poate până acum toată lumea nu știu, și a așezat gândurile și a așezat. Uh, totul în mintea sa și uite acum se pot întâmpla lucruri. Bineînțeles că nu de pe 1 martie neapărat, dar toată luna eu zic că avem timp și mai vreau să menționez un lucru foarte important și anume că în luna martie cu toții vom trece prin niște teste. Am mai explicat chestia asta, faptul că testul respectiv ține în primul rând de bani, de iubire, de confortul nostru, de plăcerea noastră și Poate să fie și o lună martie în care se pot forma relații, atenție, pe un termen foarte lung. Relații care să țină până când plecăm din lumea asta, da? până la adânci bătrâneți, cum se spune. Da, se pot forma și astfel de lucruri. Însă, pentru cupluri, poate să fie și o lună martie în care se, nu știu, sunt tot felul de teste, să zic că. Saturn acolo vine și spune, băi, e sinceritate în relația asta, este o iubire adevărată, sunteți unul pentru celălalt, adică e totul așa serios și dacă e da, cu siguranță relația se încheagă mai bine și lucrurile pot merge da, foarte mult timp de acum încolo. Pentru alții sunt chestiuni financiare, da? și acolo și ne știe, trebuie să vedem, da, am fost ok, n-am fost ok, am pus prețul prea mare, am pus prețul prea mic, am muncit cu adevărat, da, ne-am supraestimat, ne-am subestimat și acolo cumva Saturn vine și reglează lucrurile. Eu nu văd chestia asta ca fiind un test negativ, cu siguranță mulți vom fi și eliberați din niște colaborări, din niște relații care poate nu, nu erau benefice da? și atunci tot spre binele nostru este. Bineînțeles că se întâmplă lucruri multe în martie, spre final avem și eclipsa aia de lună, luna plină în, în balanță, despre care am discutat deja în previziunile pentru martie, pentru toate zodiile. Dacă n-ai văzut, te invit cu drag să o faci. Dar până atunci hai să vedem ce se întâmplă pe 1 martie, că în fiecare an e diferită energia. Uh. Pentru doamne și domnișoare, în mod special, în 1 martie e posibil să avem parte de tot felul de conștientizări. Chiar și bărbații da, pot avea conștientizări, poate legate de bani, poate legate de pasiune, de plăcere și conștientizările astea vor duce la niște repercursiuni. Conștientizările astea vor duce la niște fapte în viitorul apropiat. E ca și cum spunem, da, uite, mi-a adus o floare în loc să mi-aducă trei flori sau nici măcar nu mi-a urat o primăvară frumoasă e, și e posibil dacă cei mai mulți dintre noi să notăm chestii alea undeva și fie acționăm uh, poate chiar mai spre seară, în a doua parte a zilei, fie pentru alții, eu știu eu, sunt lucruri care se petrec acolo care rămân în mintea noastră și cu siguranță în următoarea perioadă o să, o să acționăm uh, poate să fie o zi de 1 martie destul de aglomerată, nu neapărat negativă, aglomerată în sensul că uh, se întâmplă multe lucruri, dar toată lumea o să fie concentrată pe spiritualitate, pe bani, pe lupte din acestea, pe pasiune alții, da? depinde de fiecare. Sunt mici mari lupte acolo. Uh. Cu siguranță, da, cu siguranță. Zic eu că este și o zi, așa cum am zis, cu multe conștientizări, dar în același timp și cu revolte. Da? Și cu revolte. Pentru alții poate să fie și o zi cu multă pasiune. Depinde de fiecare prin ce situație se află. Da? Undeva, tot în prajma zilei de vineri, uite, mai avem o salvare acolo, mai vine o veste, se mai rezolvă ceva. Um, poate știu eu să fie și un moment în care începem să conștientizăm așa valoarea lucrurilor, pentru că o să începem să le privim dintr-o altă perspectivă. Da? O să începem să le privim dintr-o altă perspectivă. Bun, o să discut exact pentru fiecare zodie în parte ce se întâmplă. Oricum și ziua de vineri, să știți că e cu surprize. Este o perioadă așa destul de ciudată, aș spune eu. Uh, în mare parte v-am zis e cu liniște, dar din punctul meu de vedere poate să fie o perioadă în care ne așezăm așa gândurile, emoțiile, luăm decizii și după aia da, când acționăm o facem direct. Poate am fost mai secretoși, mai misterioși, cine știe. Bun, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Dacă vrei să vezi și ce se întâmplă în următoarea săptămână, te invit cu drag și acolo, că e o săptămână cu magie, este o săptămână în care se mai clarifică anumite lucruri, dar săptămâna viitoare avem și o lună nouă în pești, care din punctul meu de vedere chiar este bună și chiar ne poate ajuta. Bun, și începem cu berbecul. Dragi berbeci, pentru voi este o zi în care fie cheltuiți mulți bani, fie primiți tot felul de cadouri. Atenție pe partea de cumpărături, că e posibil să intrați în niște economii acolo și să vă luați ceva pentru sufletelul vostru. Acum fiecare știe bugetul, dacă se poate, de ce nu te poți răsfăța. Pentru berbec este un moment de o mică mare revoltă în ziua de vineri. Poate are legătură cu faptul că încep să-ți dai seama că lucrurile, știu eu, trebuie făcute din suflet da, și cu o limită, nu așa mult și fără rost. Alți bărbeți vedeți că puteți avea mici mari tensiuni în relația cu prietenele sau în relația cu femeile în general, mai ales dacă discutăm de grupuri mari de oameni. Și tot bărbecul undeva spre seara are parte de o surpriză destul de interesantă privind planul financiar. Poate apare o cheltuială, poate apar mici mari discuții care țin de valori diferite, care țin de bani, care țin de viitorul tău financiar. Dar în general eu zic că este o perioadă bună pentru bărbec în care uh, cumva reușește să vadă diferit iubirea, începe să vadă diferit banii, valorile, starea de bine și asta e ok. Da? Asta e ok. Ai tu acolo mai multe lucruri de făcut, se mai termină, se mai finalizează niște lucruri și avem 6 de cupe. Ideea este că nimeni nu o să se plictisească de 1 de martie, deci dacă până acum energia a fost mai liniștită, prea multă liniște, de pe 1 martie începe toată lumea să acționeze. Ei, avem șase de cupe roata destinului. Un noroc aici pentru copilul tău, să este un moment în care brăbecul vrea să facă o schimbare privind un suflet pereche, privind o relație veche. Apoi avem aici șase de spade, deci un drum pe care îl faci undeva anume sau cineva care vine către tine, cineva care îți vine în vizită. Ultima carte este șapte de băte. Da? Șapte de băte poate să însemne și un moment în care îți recapeți încrederea în tine, poate este un moment în care vrei să demonstrezi celorlalți un anumit lucru, poate vrei să ajuți pe cineva, te crezi acolo invincibil și eu zic că e ok în mare parte. Da? Chiar o zi bună pentru, pentru Berbec. Zodia Taur. Dragi tauri, pentru voi este o zi în care din nou intrați în contact cu foarte mulți oameni, doar că, nu știu, pentru taur este o zi acolo și cu bune și cu mai puțin bune niște vești bune pe care le primești din partea unui prieten. Este cineva acolo care îți dă o veste bună, care te ghidează, care te ajută și cu siguranță unii tauri începe să vedeți mult mai clar viitorul vostru, viitorul relației de cuplu. Cumva astăzi pentru taur este o zi cu semne, poate deja ți-ai pus în minte și ai zis lasă că văd pentru 1 martie cum se comportă, ce face, câți oameni îmi zic primăvară frumoasă, câți îmi răspund la mesaj, ce se întâmplă pe acolo. Și, nu știu, este o perioadă în care taurul cumva e nevoie să acționeze diferit, e nevoie să accepte o schimbare, un, un final, poate e vorba de muncă, poate e vorba de relația cu ceilalți. Cu siguranță zic eu că este o zi în care pot fi și oameni așa mai agitați în jurul tău, poate mai nervoși, poate pur și simplu oamenii vor vrea să se revolte, de ce nu, în jurul tău, că e posibil și asta. Însă, vezi tu relația cu ceilalți, relația cu șefii, toată zona aceasta poate să fie puțin agitată pentru taur, dar, repet, toate astea sunt pentru a te împinge cumva de la spate, să fii și tu autentic, să spui ceea ce crezi, să faci ceea ce îți place și să nu mai stai atât de mult după, după ceilalți. Pot apărea, bineînțeles, astăzi mici mari tensiuni, poate în relația cu șefii, poate în relația cu autoritățile. Dar al tauri, eu zic că acum e momentul să acționați. Mai chiar acum e momentul să uh, aveți curajul să luați niște decizii acolo importante. Și pentru voi, repet, e o zi aglomerată, nu o să vă plictisiți cu siguranță. Valetul de bâte moartea. Da, o legătură cu un scorpion, dar și niște activități noi pe care taurul le face, da? uite, parcă ai decis aici în secret să acționezi într-un mod diferit sau stai la pândă și aștepți dovada da? și vezi tu dacă e de bine ofer premiu, dacă nu e de bine poate vrei să ieși dintr-o situație. 10 de spade, da? deci e, e un sfârșit aici pentru taur care aparent poate să fie dureros sau uh, pur și simplu este... Uh, un moment în care parcă nu ești deschis în fața unei schimbări, știu eu, valetul de cupe, uite, o nouă persoană care apare un nou mod de a aborda lucrurile. Poate să fie și o invitație pe care taurul o primește, dar și o veste bună legată de un copil. Na, uite, sfârșitul ăsta nu-i rău, doar că vine așa și te ia prin surprindere. Poate este o veste legată de drum, de un drum sau um, finalizezi ceva și poate rămâi așa cu ideea, e, s-a finalizat și e complicat că acum trebuie să fac altceva sau trebuie să caut pe altcineva. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, uh, pentru voi este o zi în care sunteți prinși așa pe muncă, pe rutină zilnică. Eu nu văd să faceți lucruri extraordinar uh, nu știu, de mare astăzi, însă este un moment în care uh, gemenii au curajul necesar să acționeze diferit. Da. Uh, poate să fie, știu eu, uh, și un moment în care îți vin idei foarte bune, este un moment în care se mai clarifică anumite lucruri legate de un bărbat important din viața ta sau legate de un șef, legate de o rudă. Cumva lucrurile încep să se mai liniștească pentru gemeni, dar bineînțeles că și pentru tine. În ziua de vineri eu ți-aș recomanda să acorzi o mai mare atenție sănătății, adică să nu exagerezi cu multe lucruri și să te deschizi în fața adevărului, pentru că el ți se poate arăta și este adevărat că este un moment în care pentru gemeni teoria din minte nu are nicio legătură cu practica. E ca și cum ziceai, bun, dar eu știam că lucrurile sunt într-un fel și acum ați se demonstrează că nu sunt așa, că nu mai funcționează ce știai tu, trebuie să înveți chestii noi. Poate sunt decizii importante pe care gemenii le iau acolo. Nu, no. V-am zis, este o zi în care cu toții o să contorizăm acolo undeva și o să conteze foarte mult da? ce, ce primim, ce dăm, ce răspunsuri primim și așa mai departe. Trei de cupe. Ricina de pâte. Da, este o bucurie mică aici pentru gemeni, e ceva ce tu ții în sufletul tău. Marea să vorbește și despre faptul că poți să fii ceva mai secretos astăzi sau poate să fie și o zi în care tu ai aici niște informații și e ca și cum le ții pentru tine. Uite, meditezi undeva, stai, analizezi o situație. Valetul de bâte spune despre un nou mod de a acționa, dar spune de asemenea și despre niște vești bune pe care gemenii le primesc astăzi, dar unii puteți să aveți legătură și cu o persoană mai tânără sau cu o persoană uh, neexperimentată. Da? Cavalerul de băte, aoleu E cu pasiune pentru gemeni. E cu pasiune. Ceva ți atrage atenția, ceva te încântă. Nu știu, parcă îți recapeti pofta de viață. Dar, uite, parcă ești în lumea ta, ești în vaibul tău acolo. Știu, unii gemeni poate ați vrut de mult timp să ziceți o chestie la muncă și n-ați apucat. Ați vrut de mult timp să faceți ceva și n-ați avut curajul. Și, uite, acum aveți, da? îl aveți. Îl aveți. Zodia Rac. Pentru Rac este o zi în care, nu știu, vrea apreciere, vrea iubire, vrea să se relaxeze, vrea să se simtă bine, poate weekendul vine mai devreme pentru Rac. Dar este și un moment bun în care, uite, primești acolo un sfat de la un prieten, poate poți să cunoști pe cineva în preajma zilei de 1 martie și foarte mulți raci puteți să aveți reușite sau vești bune, poate legate de studii în perioada asta. Este adevărat că și racul este puțin scos din zona de confort în legătură cu niște schimbări, da, schimbarea unor planuri de viitor. Tu știai că trebuie să faci ceva, știai că o persoană trebuie să fie acolo și deodată lucrurile se pot da așa peste cap. Pe de altă parte, este și o zi cu pasiune pentru rac. Acum depinde de fiecare ce facem, dar poate să fie... Știu eu, poate și un moment în care ți se apasă acolo niște butoane și ți se arată din nou, da, că e nevoie să mai faci o curățenie pe undeva anume. Alții arăși poate din contra, voi sunteți cei care aveți curajul astăzi și acționați și luați hotărâri importante. Doar că, na, nici pentru urac nu e o zi plictisitoare, da, o să se întâmple tot felul de lucruri care mai de care mai ciudate, dar repet care cu siguranță te vor găsi undeva pe 1 martie seara cu alte planuri de viitor sau dacă ți-ai programat ceva, e posibil să ți se schimbe, nu știu, programul respectiv. Voi sunteți prinși pe bani, uite, voi vă puteți duce pe la cumpărături, să ziceți gata, cumpăr asta, cumpăr cealaltă. Acum, na, fiecare știe buzunarul, eu nu mă bag, da, luați și vă răsfățați dacă simțiți nevoia. Arcana majoră, moartea și temperanța, o legătură cu un scorpion, cu zodia săgetător. Um, unii dintre voi cu siguranță tot ați încercat să schimbați ceva aici, dar nu prea au funcționat lucrurile și acum este un moment în care încercați să vă vindecați da? sau încercați să negociați cu cineva. Avem regina de băte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate să fie și o zi în care o rivală să apară prin preajmă, adică o persoană știu, care vrea aceeași funcție, aceeași atenție ca tine, dar poate să însemne și un entuziasm foarte mare pe care racul îl are. Trei de cupe înseamnă o bucurie mică, trei de cupe poate să însemne și um, un moment în care petreci da? sau te bucuri de viață, doar că e posibil să afli și niște lucruri care te vor surprinde în legătură cu o femeie, da? în legătură cu o Situație ciudată nu e ceva care să te afecteze, e ca și cum te sună o prietenă și zice că nu știu ce a pățit. Da? Zodia leu uh, pentru leu este o zi în care nu știu din nou se concentrează așa pe trecut pe casă pe familie mm, și vezi tu, este o zi în care în sfârșit mai afli niște vești bune legate de o rezolvare a unei colaborări, rezolvarea unei povești de iubire. Poate cunoști pe cineva știu eu uh, cumva leul începe să primească niște roade de prin trecut. Pe de altă parte, este o zi în care pot apărea acolo, știu eu, tot felul de reacții ciudate din partea oamenilor din jurul tău. Pot apărea, bineînțeles, mici mari tensiuni în relația cu rudele, în relația cu partenerul de viață, să zic că, nu știu, te-ai gândit tu așa să suni pe cineva pe care nu l-ai mai văzut de mult timp, să-i urezi o primăvară frumoasă și Persoana aia nu știu, zice ceva, face ceva, da. Alții acum nu știu, e momentul să acceptați și voi un sfârșit, e, nu știu, e nevoie să acceptați că trebuie să păstrați și niște limite, poate în relațiile cu ceilalți, în relații de orice fel. Însă, cu siguranță, spre seara zilei de 1 martie, leul are parte de o surpriză acolo din partea partenerului, sau poate tu te gândești să-i faci o surpriză, da. Sunt niște declarații, sunt niște lucruri acolo care se spun. Însă, în rest, zic eu că este o zi bună pentru leu în care începe să-și mai rezolve. Da? Eu, eu simt ca și energie, că e ca și cum îți faci curățenie prin viață. Da? Dar eu o zi în care, cu siguranță, nici tu nu, nu o să te plictisești, deci nu fac probleme, cu siguranță nu o să te plictisești. Uh, șase de bâte soarele, uite o bucurie pentru tine, o victorie. E o veste bună care apare legată de un proiect, legată de o avansare, poate are legătură și cu o sumă de bani sau cu ceva important pentru sufletul tău. Apoi avem aici trei de bâte, un drum scurt pe care îl faci sau o primă victorie care apare. Studiezi ceva, nu știu, înveți ceva. Ultima carte, 10 de spade, deci, uh, și un sfârșit aici care apare. E ceva legat de o poveste de iubire, e ceva legat de o colaborare, de o persoană din jurul tău care ți-a zis eu că reacționează diferit. Este o persoană aici mai dură, mai ciudată. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi Uh, este o zi în care intrați în contact așa cu rudele, cu persoanele apropiate, e o zi în care Fecioara are chef de vorbă și vezi tu, Este o zi în care trebuie să fii puțin atent la eventualele mici mari tensiuni, conflicte care apar fie la muncă, fie în activitățile tale de zi cu zi Este și un moment în care uh, Fecioara, din nou, da, trebuie să se mai deschidă în fața unor lucruri noi pe care trebuie să le învețe Poate legate de modul tău de a acționa, poate legate de muncă sau de sănătate Este o perioadă foarte bună în care uh, ai pe cineva acolo important Poate este un șef, poate este o persoană din trecutul tău Poate este o persoană foarte intuitivă care știe multe lucruri dar spune puține Și care îți poate da o veste extraordinar de bună Unii poate reușiți uh, în perioada asta să rezolvați o chestiune foarte importantă legată de o mutare, de o relocare, legată de niște acte pentru o casă sau legate de niște acte pentru cineva din casă și din familie. Da? Un moment bun pentru, pentru, pentru fecioară, atâta. Da. Tensiunile acolo pot fi pe la muncă, poate în relația cu rudele, poate sunt mici mari neînțelegeri, nu-i neapărat nevoie să se întâmple nu știu ce chestie. Nici tu nu o să te plictisești deloc, cu siguranță. Spre seară e ceva ciudat acolo legat de o femeie, legat de o sumă de bani. Nu știu, unii e ca și cum ziceți, da, dar nu mă apreciez suficient că mi-ai zis doar o primăvară frumoasă, că nu mi-ai dat flori sau nu știu eu ce se întâmplă. Cumva, dragi fecioare, eu v-aș recomanda să, să, vă bucurați voi de viață, da? să vă faceți voi cadouri, să vă răsfățați voi pe voi și apoi lucrurile vor veni de la sine, cu siguranță. Patru de bâte, doi de cupe, uite, o petrecere aici, un cuplu nou care se formează și de care afli, poate este o bucurie legată de un contract, poate legată de niște bani pe care îi primești, bani pe care îi dai sau oferi ceva unei persoane, patru de spade vine cu un moment de liniște și de pace. Deci o zi în care vrei să te relaxezi alături de cineva sau simți nevoia de mai multă odihnă, iar ultima carte vine cu îndrăgostiții. Eh? O legătură cu Zodia Gemeni, dar și o zi în care fecioara se simte bine, este relaxată, este liniștită, simte așa că trăiește. Forța, deci putere, este o pasiune aici într-o relație. Vedeți că unii puteți să cunoașteți pe cineva astăzi, dar trebuie să fiți și voi deschiși cumva în fața, în fața lucrurilor chiar o zi bună pentru fecioare. Zodia balanță. Dragi balanțe, astăzi e despre bani în continuare, doar că, nu știu, balanța cere apreciere, cum s-ar spune. Da? Este și un moment în care, uite, apar acolo o rezolvare legată de un proiect, legată de niște acte, legate de o situație veche. Deci, Ușor, ușor lucrurile se rezolvă pentru balanță, doar că este o zi în care nu știu, cel puțin în prima parte a zilei vezi că pot fi mici mari tensiuni acolo, poate legate de bani, poate legate de oameni din jurul tău, nu știu, poate te trezești și cu. Preproșuri de genul da, dar nu mă apreciez, dar nu mi-ai scris, dar nu mi-ai spus uh, Pentru alții poate să fie și o zi cu multă pasiune, în care, în sfârșit, reușiți să vă învingeți o teamă În sfârșit, aveți curajul să faceți și voi lucrurile diferit și poate să faceți chestii și pentru sufletul vostru, nu doar pentru ceilalți da? uh, Balanța poate avea în ziua de vineri o zi foarte pasională relația de cuplu sau cine știe îți clipesc ochii după cineva sau după ceva anume dar pe de altă parte, poți avea și tot felul de mici mari surprize legate de partenerul tău legate de relația cu un copil, dar aș merge foarte mult și pe ideea că balanța are o perioadă în care se revoltă, adică faci lucrurile total diferit față de cum le-ai făcut până acum. că e de dragoste că e legat de un parteneriat că e legat de copilul tău interior sau de copilul tău la modul general vorbind. E un moment de mică mare revoltă pentru balanță și eu zic că e de bine, da, pentru alții v-am zis, pot apărea și mici mari tensiuni în relația de cuplu undeva spre seară. S-au întors două cărți. Patru de spade, cavalerul de monede. Ceva te pune pe gânduri aici, un drum pe care îl faci pentru a rezolva o chestiune financiară sau este vorba despre uh, ceva care se mișcă foarte lent, da? Parcă nu știu, e multă liniște într-o relație sau balanța este o perioadă în care, mă rog, este într-o perioadă în care caută liniște asta, da? Și uite, avem regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn într-o relație, într-o colaborare, undeva anume, parcă deodată se face liniște pentru balanță, și uh, încep să te întreb dacă nu cumva pe acolo drumul, dacă nu cumva asta e persoana potrivită, dacă nu cumva, știu eu, această afacere este potrivită, acest loc de muncă. Ultima carte, 3 de monede. Uite, înveți ceva astăzi sau te întâlnești cu un grup mai mic de oameni, studiezi o anumită chestiune. are legătură cu un sfârșit. Da? Unii, nu știu, pe unii vă simt, fie sunteți între două persoane, poate la nivel de gând, nu știu, nu știi cu cine să vorbești, nu știi pe cine să alegi. Atunci, astăzi văd eu că ai ocazia, da, să iei o hotărâre importantă pentru sufletul tău. E ceva ce ție personal o să-ți aducă foarte multă liniște. Da? Foarte multă liniște. Poate o veste bună care apare privind banii. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, astăzi sunteți în centrul atenției. Este o zi în care aveți foarte multă intuiție, o zi în care vă concentrați mult și pe voi, pe sufletelul vostru. Și este o zi în care Scorpionul acționează. Uite, este un moment în care fie în relația de cuplu parcă se așterne liniștea, fie alți Scorpioni în sfârșit reușiți să ajungeți la o înțelegere, amiabilă, fie cu partenerul, fie cu cineva din jurul vostru. Acum, liniștea asta nu înseamnă neapărat împăcare. Da? Liniștea asta poate să însemne și o finalizare amiabilă, dar liniștită. Iar alții, nu știu, poate vă întâlniți marea dragoste în perioada asta sau din contra, da? poate să apară și împăcarea acolo unde se poate. Da? Uh, întâlniți oameni frumoși astăzi, oameni care să vă ajute, oameni care să vă ghideze. Scorpionul astăzi uh, începe să-și dea seama unde este apreciat și unde nu este apreciat. Este și o zi în care nici tu nu o să te plictisești deloc. În primul rând, scorpionul de dimineață da, se revoltă, e energic, e plin de viață. Undeva în a doua parte a zilei de vineri pot apărea acolo niște tensiuni cu o femeie din trecut sau e o situație care s-a mai produs. Unii scorpioni sunteți pregătiți să luptați undeva vineri seara pentru confortul vostru, pentru iubirea voastră, pentru starea voastră de bine, ceea ce e normal doar că, tot în a doua parte a zilei de vineri, Scorpionul are parte de niște surprize destul de puternice din partea celorlalți, din partea partenerului. Acum, fie este o zi de vineri cu foarte multă pasiune pentru Scorpion, fie este un moment în care zici, gata, mi-am dat seama cât valorez, cine sunt, ies din povestea asta. Da? Cineva acolo care se revoltă. Sau poate tu ești persoana da, care se revoltă. Dar mai mult aș merge că e vorba de partenerul tău sau de cineva anume. Hai să vedem, prea Scorpion, ce faceți voi. Pe alții, în casă, în familie, mai apar discuții, mai apar lucruri ciudate. Zece de spade valetul de monede. Da? E eu, în sfârșit, aici. Da? da? Poate ai făcut și tu o investigație în ultima perioadă, ai aflat niște lucruri și ai zis gata, acceptăm sfârșitul. Pentru unii poate să fie vorba despre uh, o schimbare, o transformare legată de zona studiilor sau legată de un copil. Poate este și ceva legat de un proiect. Apoi, 8 de băte, multe discuții care au loc aici pentru Scorpion, discuții la telefon, uh, poate uh, și. Un mod prin care cineva se manifestă, multă, multă pasiune. Văd aici, uite, și doi de cupe. Deci te întâlnești cu cineva, ai parte de un moment bun, dar și o surpriză foarte mare pentru Scorpion, uh, în legătură cu o petrecere. Da? Este o hotărâre a cuiva care e posibil aici să nu-ți plac. Cumva, astăzi uh, Scorpionul primește dovada, primește acele lucruri care cu siguranță te vor ajuta să iei o hotărâre importantă, da? mai ales dacă e vorba de o agitație aici, da? de nu știu, o concurență, fie la muncă, fie în familie, fie cineva care e gelos, celoasă. Zodia săgetător Pentru tine e clar, este o zi în care e bine să nu insiști cu absolut nimic, chiar dacă simți nevoia să te mai retragi, să stai mai liniștit, mai izolat, e absolut superb tot înainte. Ce mai simt să spun pentru săgetători este că pentru tine este un moment în care trebuie să accepti acolo că ceva se finalizează, ceva se închide, trebuie să accepti niște schimbări care se produc în sufletul tău în mod special sau în viața privată. Pentru că acolo săgetătorul, uite, poate să primească niște vești bune legate de un părinte sau legate de partenerul tău. Poate sunt niște lucruri vechi pe care trebuia să le rezolvi și abia acum reușești. Însă, ce-ți-aș recomanda este o mai mare atenție astăzi pe sănătate, pe drumuri. Evită discuțiile astea în contradictoriu sau, știu eu, încearcă să accepti anumite lucruri care ți se spun sau încearcă să accepti o anumită situație care e prezentă în viața ta. Da? Pot fi și secrete pe care săgetătorul le află, Pot fi și discuții din astea ciudate care au loc. Soarele Marea preoteasă, deci e clar, niște informații prețioase pe care săgetătorul le află în legătură cu un bărbat sau în legătură cu o persoană importantă. Unii e posibil să studiați, să învățați ceva, doar că tot aș merge eu pe ideea de conștientizare. E ca și cum conștientizați că ceva nu mai poate funcționa, conștientizați că ceva trebuie să se închidă pe aici și pentru voi. Regina de cupe spune despre o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar în egală măsură să știi că vorbește și despre o zi în care ești mai emoțional decât de obicei, ești mai sensibil, ești mai iubitor, Ultima carte, Regele de spade. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Tu aici e clar că îți faci niște planuri, îți faci niște strategii. Dar uh, poate unii săgetători astăzi pur și simplu sunteți mai secretoși. Uh, eu v-aș sfătui să stați așa liniștiți. Bine, poate nu puteți să vă luați liber mai devreme de la muncă, dar care stați așa puțin mai liniștiți, mai relaxați, stați așa ca un fel de spectator da? și poate o să înțelegeți mai multe lucruri față de cum v-ați gândit voi până acum. Da? Eu zic că v-ar ajuta foarte mult chestia asta. Zodia Capricorn. Pentru tine este o zi în care ești înconjurat de foarte mulți oameni și cu siguranță Capricornii sunt într-o perioadă bună în care fie învață lucruri foarte frumoase, fie este o perioadă în care, nu știu, te simți apreciat de către ceilalți, este o perioadă în care poți să cunoști pe cineva sau relația de cuplu poate să funcționeze mai bine, doar că în această zi Capricornul e foarte concentrat pe viitorul său, da, poate este și un moment în care te concentrezi mult pe puterea ta, da, pe care o să o ai în viitor. Aici pot apărea mici mari tensiuni în relația cu prietenii sau um, poate să fie și un moment pasional acolo cu un prieten, cu cineva Vezi că poate să apară dragostea pentru tine, este o perioadă bună Iar alții cu siguranță, nu știu, poate, poate vă dați seama că băi, mi-a trecut vremea, cândva am fost aici pe o anumită poziție Acum nu mai sunt, da? nu mai primesc 10 mesaje, primesc 5, dar cumva trebuie să le apreciați pe acelea Alți capricorni veți rămâne foarte și în a doua parte a zilei de vineri de o reacție ciudată a partenerului sau a unui copil. Da? Poate să fie și o zi în care Capricornul se duce, cumpără flori pentru toată lumea, dă mesaje la toată lumea, doar na, te mai trezești că unii oameni na, mai răspund mai greu da? sau nu, nu înțeleg anumite lucruri. nu știu, este o perioadă atât de frumoasă pentru Capricorn în care ați putea să faceți niște lucruri absolut fantastice, dar cumva ele țin de sufletelul vostru, de viața voastră personală, cu cât o să vă concentrați mai mult pe acolo, cu atât lucrurile vor fi mult mai bune. Da? Ia să vedem, avem un 8 de spade, 7 de bâte, dar e un blocaj aici, da? Cineva care vrea mereu să se lupte, cineva care vrea mereu să ia atitudine. Poate să fie pentru unii capricorni și o veste care apare în legătură cu o sumă de bani. 6 de bute, uite, totuși apare o victorie pentru tine, o bucurie, o reușită. Ești, până la urmă, văd că cineva te ajută, cineva te aplaudă, cineva te ridică undeva sus. Iar ultima carte este nouă de bâte. Uite, ești într-o așteptare aici, da, aștepți ceva. Aștepți un răspuns unii, nu știu, parcă vă este teama aici. Privind o situație în care vă aflați. Dacă vă e teamă să vă aruncați undeva, sau dacă vă e teamă să încercați să vorbiți cu o persoană față de care simțiți o atracție, sau dacă vă este teamă să îi spuneți partenerului ce vă deranjează sau copilului sau prietenilor, fără teamă, tot înainte trebuie să faceți asta. Da? Zodia Vărsător Pentru tine este o zi în care ești în evidență, da? Este și o zi în care... Uh, cum să zic eu? Uh, în mă sfârșit se mai liniștesc acolo apele privind relația cu partenerul, relația cu o persoană importantă din casa ta, din familia ta. Uh, unii vărsători, poate, uh, rămâneți surprinși de modul în care persoana de lângă voi vă tratează. Unii primiți flori, alții din contra, vă gândiți că e cazul să faceți și voi un gest față de partener. Însă zic eu că este o zi de vineri în care nu o să vă plictisiți nici voi, însă este și o zi în care vărsătorul va acționa total diferit. Da? Uite, de dimineață poate ești mai agitat, poate nu știu, ești agitat că poate vrei să-i dai un mesaj cuiva sau poate partenerul, știu eu, pleacă la muncă și uită să-ți spună o primăvară frumoasă. Poate are și el niște chestii da, de făcut și uită omul și poate nu-ți place chestia asta de altă parte, vărsătorii se cam revoltă ziua de vineri. Pot exista și discuții destul de ciudate, aș zice eu. Sunt lucruri acolo care erau de prin trecut, erau de mult timp și care acum, uite, se pot spune. Acum se pot spune. E adevărat că vărsătorii au o predispoziție spre nici mai tensiuni în relația cu șefii sau în relația cu autoritățile. Dar vedeți voi, sunt chestii care pleacă de la propria persoană și pe de altă parte, poate să fie și o zi în care vărsătorul nu știu, se îndrăgostește sau îi se pune pata pe cineva, zice gata, persoana asta e cea potrivită pentru mine. Hai să vedem, dragi vărsători, ce spune și tarotul, ce trebuie să știți voi. Valetul de monede, doi de băte. O discuție pe care o ai cu o persoană mai tânără, poate este o discuție cu o persoană care se află la distanță de tine, cineva aici care urmărește da, tot ceea ce se întâmplă în viața ta, dar poate să fie și un moment în care studiezi aici o situație uh, pe termen lung. Apoi avem diavolul, o legătură cu un capricorn, dar și multă pasiune pentru vărsător în această zi de, uh, de vinere, exact cum am spus. Iar ultima carte pentru tine este șase de spade, un drum pe care îl faci undeva anume, dar poate să fie și o zi în care primești o veste bună de la drum. Faci o ieșire undeva cu partenerul, vezi că este un drum în secret sau un drum pentru sufletul tău. Vărsătorul aici uite, are de luat o hotărâre. E ca și cum zici, gata, vreau să ies din chestia asta toxică, vreau să ies din așteptarea asta, vreau să ies din situația asta mai puțin plăcută. Zodia Pești. Pentru tine este o zi tare interesantă. În primul rând îți crește partea asta de înțelepciune. Peștii încep să devină mai practici, încep să vadă lucrurile altfel și poate chiar este și un moment în care reușești să vorbești pe limba tuturor. Da? Pe de altă parte este o zi în care se amplifică foarte mult ideea aceasta de străinătate pentru pești sau ideea aceasta de a intra în contact cu persoane care sunt la distanță de tine. Da? Este și o zi în care eu ți-aș recomanda, în primul rând, și mai multă odihnă, dar, pe de altă parte, este și o zi în care să știi că vei avea foarte multe conștientizări. Poți să afli și niște. Informații care să te lase destul de surprins sau surprinsă, poate niște informații legate de o femeie, de o prietenă, poate e ceva legat de o persoană care e mai retrasă sau e mai ciudată, pe de altă parte, dragi pești, vedeți că astăzi aveți o protecție divină și dacă e să mă întrebați pe mine informațiile pe care le primiți da lucrurile care se petrec sunt de bine pentru voi sunteți eliberați dintr-o situație, dintr-o poveste. Bineînțeles, așa cum am zis, este și o zi în care cumva începe să ți se arate o altă realitate. Poate unii pește concentrați pe planul ăsta spiritual astăzi. Uh, regina de bute magicianul e aici unii puteți să aveți o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar unii e ca și cum uh, ziceți că băi, nu, cineva nu mă bagă în seamă, cineva nu mă apreciază, Put, e o colegă la muncă, nu știu, aia primește două buchete de flori, tu primești una sau invers, poate aia e geloasă pe tine, știu eu că este o zi cu predispoziții de, de genul acesta. E cineva aici care se joacă, e un magician, da? cineva care are multe lucruri de făcut sau este un moment în care peștii poate își fac un plan de atac. Apoi avem cinci de spade, un compromis da? în care ești, o hotărâre care se ia, iar ultima carte este asul de cupe. O veste bună pentru tine, un nou început, o veste de liniște, de pace. Unii puteți să cunoașteți o nouă persoană, Iar unii pești veți conștientiza că trebuie să luați o hotărâre spre binele vostru. Este o hotărâre legată de un șef, de un bărbat, o persoană importantă din viața voastră. Este foarte important astăzi să vă ascultați intuiția și să faceți lucrurile așa mai în secret, mai ascunse, mai diferite. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o lună martie cât mai frumoasă, să aveți parte de tot binele din lume și să ne revedem cu bine și data viitoare, să ne revedem cu bine și la previziunile pentru weekend, că atunci el agrade exact o cuadratură dintre Venus și Uranus și toată lumea o să fie așa rebelă, în special femeile, dar o să vrem să ne afirmăm, să fim rebele, să spunem adevărul, să fim libere, să Mă rog, o să fie interesant, o să discutăm exact un weekend, cam atât în mare parte și dacă vreți vă invit cu drag și la previziunile pentru următoarea săptămână că avem evenimente destul de interesante. Vă îmbrățișez cu drag, o zi de vineri superbă să aveți și din nou vă urez o primăvară frumoasă alături de cei dragi.